Creștinii ortodoxi se află de miercuri 31 iulie și până pe 15 august în postul Adormirii Maicii Domnului. Acesta este al treilea mare post din an după cel al Paștilor și cel al Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în popor și ca postul Sfintei Mării sau Sfântă Măriei, a început în acest an cu o zi mai devreme, pregătindu-i pe creștini pentru cele două mari praznice ale lunii august, schimbarea la față și Adormirea Maicii Domnului. Luna august începe cu postul Adormirii Maicii Domnului, un post dedicat Sfintei Fecioare Maria, având o însemnătate foarte mare pentru noi creștini ortodoxi. Pentru că în această perioadă noi cinstim mai mult ca oricând pe Maica Domnului, care este jertfa cea mai înaltă pe care umanitatea a dorit-o lui Dumnezeu și prin care Dumnezeu răspunde oamenilor. Postim pentru că Maica Domnului, înainte de a se muta la cer și lăcaș, a postit. A avut oarecare pregătire, de aceea și noi, pentru această mare sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, care se ține la data de 15 august, noi ne pregătim duhovnicește cu post, cu rugăciune, cu milostenie, cu împăcarea cu aproapele și în același timp ne apropiem de Dumnezeu prin Sfinte Taine, cu spovedanie și împărtășanie. Postul Adormirii Maicii Domnului este la fel de însemnat ca și postul mare și tot așa de sever ca și postul mare. Și recomandat este ca toți credincioși și creștini ortodoxi să țină acest post. Și în această perioadă, chiar dacă este luna concediilor, să nu uite că sunt ortodoxi și că au o rânduială și au o datorie față de Hristos și față de Sfânta Fecioară Maria. Ea este mila noastră, este iubirea noastră, este dragostea noastră, ea ne duce la Hristos. Lăsata secului pentru postul Sfintei Mării se face pe data de 31 iulie. În cazul în care 31 iulie este în zi de miercuri sau vineri, se lasă sec în seara zilei de 30 iulie. În trecut, durata postului Adormirii Maicii Domnului era diferită pentru creștini. Cei din Antiohia posteau o singură zi, pe 6 august, în vreme ce la Ierusalim acest post ținea 8 zile, iar în prezent acesta durează 2 săptămâni.